Cum era de așteptat, partida a fost una echilibrată, cele două adversare împărțind același vis, de a avea în vitrina clubului trofeul de campioana României. Primul sfert a fost ajudecat de elevele lui Dan Flășeriu cu 19-16, însă la capătul unui joc tensionat și spectaculos, Icim Arad și-a câștigat locul la cârmă după cea de-a doua repriză cu 19-12. După ce a revenit de la cabină, CSM Târgoviște a turat motoarele la maximum, iar după doar 3 minute reveniseră pe tabelă cu un avânt de 4 puncte și așa s-a și terminat, scor 11-7. Miza și tensiunea jocului s-au văzut și în repriza a 4-a, care s-a terminat 25-25. Finalul a fost nebunesc. În ultima secundă a celui de-al 4-lea sfert, ardelencele au punctat de la 3 puncte prin Monica Cucăr, care a beneficiat și de o aruncare liberă, recuperând avantajul de 4 puncte avut de târgoviștence și ducând meciul în prelungiri. Deși a început ezitant în prelungiri, CSM Târgoviște a dat lovitura de grație prin Pol, care a bifat o aruncare de la 2 puncte în ultima secundă a prelungirilor, scor final 77-75. Probabil că meciul de mâine va fi la fel, pentru că absolut toate meciurile până acum pe care le-am jucat cu ei au fost exact așa. 3 puncte el în primul meci, 5 puncte noi acasă, acum trebuia să câștigăm noi cu 4-5, mă rog. Finala, ambele meciuri la fel, semifinala cupei, echipele sunt extrem de echilibrate. Noi am intrat mai timorați astăzi, am avut presiune mai mare puțin. Și asta a fost. Sper că mâine să fie ceva mai bine. Înfrângerea suferită de Goldiș Icim Arad a fost pusă de conducerea clubului și pe seama absenței pivotului Williams, considerat o jucătoare de bază, care i-a părăsit chiar înaintea ultimei părți din seria finală. Că cea mai bună jucătoare a noastră a lipsit. Pe lista marcatoarelor de nota 10, alături de Pol, care practic a scris victoria, s-a numărat și Chris Givens, reușind să aducă în contul formației târgoviștene 22 de puncte și 10 recuperări. Very, very hard. You got two teams that either team can come back from 4 points or 15 points and play hard. We're very evenly matched. It's a good game, it's a good match. Condiția de prezență a meciului 3 din Liga Națională de basket feminin a fost semnată și de oficialitățile județului Dâmbovița, care au venit să susțină favoritele cu speranța că acestea vor reuși să păstreze titlul de campioane la Târgoviște. Domnule Prinsăcaru, cum a fost meciul de astăzi din postura de spectator? A fost fantastic. Cred că a fost victoria publicului. Fetele au jucat extraordinar. Într-adevăr, au făcut câteva greșeli, dar nu vreau să intru în detalii tehnico-tactice. Atmosfera superbă, târgoviștenii ca de obicei au umplut sala și eu cred că e imposibil să nu câștigăm mâine la ce atmosferă a fost astăzi și din tot sufletul ne dorim cu toții să luăm campionatul și sunt convins că dacă târgoviștenii se vor comporta la fel ca astăzi, cu siguranță noi vom juca cu un jucător în plus.